În dubiță erau doi bărbați de 27 și 25 de ani care mergeau spre Vâlcea de la București. Șoferul a intrat cu viteză în curbă și nu a mai putut stăpâni mașina pe strada udată de ploaie. Duba a lovit bordurile și a zburat prin aer câțiva metri, a intrat direct într-un parapet din beton și s-a oprit pe partea opusă glisierelor. Conducătorul unei auto utilitare nu a adaptat viteza într-o curbă periculoasă la stânga, a pierdut controlul direcției de mers și a intrat în coliziune cu un parapet. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a acestuia, precum și a unui pasager din auto utilitar. Cei doi bărbați care se aflau în mașină au fost proiectați afară. Două ambulanțe au fost chemate la fața locului și au dus de urgență la spitalul din Pitești. Unuia i-a fost pus pe loc un colier la gât pentru că acuza dureri la coloana cervicală. Angajații de la firma care asigură paza autostrăzii au ajuns și ei la fața locului și au rămas uluiți de cum parapetul greu de peste 100 de tone a fost dat peste cap în urma impactului. Pentru cei care locuiesc în zonă, este deja o obișnuință un astfel de accident. Vin cu viteză, să duc, dar nu să mai opresc. Acesta este al cincilea accident grav petrecut de la începutul anului în curba morții de la ieșirea de pe autostrada A1 lângă Pitești.